Astăzi, fraților, o să vorbim despre har. De ce este nevoie ca să vorbim despre har? O să vedem în cele ce urmează. Din păcate, astăzi sunt foarte mulți care folosesc expresia aceasta și atunci când vorbesc sau încep să explice cum înțeleg harul, fiecare practic o să vină cu varianta sa. Din păcate, cei mai mulți astăzi când vorbesc despre har, îți vor sugera o mântuire prin fapte, o mântuire prin ceea ce face omul, o parte și o parte făcută de Dumnezeu. Asta este cea mai des întâlnită cale, practic, pe care oamenii o promovează astăzi. Dar astăzi aș vrea să vedem prin definiție ce înseamnă harul, cum lucrează Dumnezeu și cum implementează harul în viața celui ales. Și spre final o să luăm mai multe întrebări la care o să răspundem în legătură cu harul și în legătură cu înțelegerea acestui cuvânt măreț al Scripturii. Harul, să știți că foarte mulți îl confundă cu bunătatea lui Dumnezeu arătată peste întreaga creație. Și ei vin și spun că Dumnezeu acordă har tuturor oamenilor din punctul ăsta de vedere, dar nu trebuie confundată niciodată cu toată creația, această revărsare a lui Dumnezeu de har. De ce? Pentru că doar cei aleși au parte de această grațiere, de acest favor nemeritat pe care îl face Dumnezeu. Într-adevăr, este în Matei, în capitolul 4, în capitolul 5 cu versetul 4-5, există versetul care spune: ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Asta nu este har. Asta este practic bunătatea lui Dumnezeu arătată față de creație. Faptul că ne răsare soarele, faptul că ne dă anotimpuri, faptul că avem ploi și timpuri îmbelșugate, asta nu este har, har mântuitor. Este bunătatea lui Dumnezeu care o arată față de întreaga creație, față de tot ce este materie și creație pe pământul acesta. Și nu trebuie confundat niciodată harul cu bunătatea lui Dumnezeu arătată tuturor oamenilor din universul acesta. Și el arată lucrul ăsta pentru că el în esența sa și în natura sa, el este bun și drept și milos și îndurător. Și din punctul ăsta de vedere, el întreține viața. Da? Deci harul nu trebuie confundat niciodată cu bunătatea asta lui Dumnezeu față de întreaga creație. Foarte mulți astăzi vin și promovează ideea că harul este o ofertă pe care Dumnezeu o face tuturor oamenilor și depinde de oameni dacă ei vor să accepte oferta aceasta din partea lui Dumnezeu sau dacă nu. Dar să știți, fraților, că harul nu este deloc o ofertă, ci mai degrabă este calea lui Dumnezeu prin care Dumnezeu acționează și operează în relațiile sale cu oamenii în vederea împlinirii legământului etern și a planului veșnic în Domnul nostru Isus Hristos. Nu putem sublinia lucrul ăsta atât de adânc cu cuvintele noastre sărăcăcioase, dar să știți că Dumnezeu nu doar că face harul ca să fie disponibil oamenilor, ci el operează conform principiilor harului său, aleșilor săi, fără a ține cont de ce sunt ei și de ce au făcut sau de ce vor face în viitor. Deci Dumnezeu când a acordat har, nu a privit cât de răi au fost oamenii respectivi. De ce? Pentru că toți au fost răi și lipsiți de slava lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu a hotărât să acorde har, El nu a privit cât de păcătos sunt în viața aceasta pe pământ. Până mântuire și după mântuire sau ce vor face ei, înțelegeți? După ce Dumnezeu îi salvează. Dumnezeu nu a privit la lucrul ăsta. Sunt astăzi foarte mulți care văd în felul ăsta harul. Ei vin și spun că Dumnezeu s-a uitat și a văzut cine o să aibă credință sau pocăință și datorită acestor lucruri El vine și acordă har. Niciodată nu putea să facă lucrul ăsta pentru că nu putea să prevadă în omul mort spiritual pocăința sau credința pentru că omul respectiv pur și simplu nu avea pentru că ăștia sunt daruri
Sunt daruri cu care omul nu se naște, sunt daruri care Domnul le dă în urma nașterii din nou. Și ar fi absurd să vii să spui că Dumnezeu îți dă ceva, îți dă har, pe baza lucrurilor pe care le vede în tine. Dacă ar acționa în felul ăsta, ar fi un har acordat pe baza unor merite sau unor fapte deja prevăzute în tine și atunci harul n-ar mai fi har, ci ar fi faptă. Înțelegeți? De asta vreau ca să abordăm toate lucrurile astea astăzi și să vedem diferențele astea pe care, din păcate, foarte mulți astăzi nu le văd și nu le percep. Pentru că ei nu au harul corect definit în mintea lor și nu au o definiție corectă dată pentru har. Deci Domnul a acordat fără să țină cont de ce sunt ei, de ce au făcut sau de ce vor face în viitor. Deci să cunoaștem bine lucrurile astea și să le ținem minte. Cel mai bun exemplu este cu Solomon. Și în 2 Samuel 7 cu 14 și 15 spune despre Solomon, despre fiul lui David, următoarele lucruri. Și lucrurile astea, să știți că țin de harul lui Dumnezeu. Și uitați ce spune. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face rău, îl voi pedepsi cu nuiaua omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul pe care l-am îndepărtat dinaintea mea. Vedeți? Harul meu nu se va depărta de la el. Dacă el o să facă lucruri greșite, o să-l pedepsesc cu nuiaua omenească și cu lovituri omenești. Ce înseamnă asta? Cu necazuri. Pentru a-l disciplina și pentru a-l îndrepta pe calea cea bună. A făcut Solomon lucrul ăsta. Da, a deviat Solomon. A deviat, să știți. De la sfințenia și de la lucrurile bune pe care le-a făcut în prima jumătate a domniei sale. Dar harul lui Dumnezeu nu s-a depărtat de la el. De ce? Pentru că Domnul, în suveranitatea sa, a ales ca el să îi dea har fără a ține cont de ce a făcut el, de ce este el sau de ce va face el în viitor. Harul nu este reacția lui Dumnezeu la păcatul adamic. Foarte mulți astăzi vin și în predici, vin cu teoria asta. Dumnezeu l-a făcut într-o stare perfectă pe om, le-a dat niște porunci, el a încălcat-o și în momentul în care a călcat-o, Dumnezeu a ales ca să acorde har tuturor acelora pe care el consideră că sunt îndreptățiți să îl primească într-un fel când își exersează voința liberă. Asta este o teorie falsă. De ce? Pentru că scripturile noastre spun că în el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Da? După ce în dragostea lui ne-a acordat har, ne-a ales, ne-a predestinat. Deci, harul nu este reacția lui Dumnezeu imediată după căderea lui Adam în păcat. Harul a fost acordat de Dumnezeu încă înainte de veșnicii. Deci nu în momentul păcătuirii omului Dumnezeu vine cu oferta asta a harului. Harul lui Dumnezeu către poporul lui nu începe cu mântuirea lor, cu secunda mântuirii oamenilor sau în primul moment al credinței lor, ci harul acesta a fost dat încă din planul veșnic pentru toți aleșii săi. Încă de atunci. Înțelegeți? Încă din veșnicie s-a acordat harul. Cine predică harul din punctul în care omul este născut din nou, că atunci îi se face har și atunci îl primește, nu are un tablou complet al mântuirii, pentru că mântuirea omului nu începe în secunda în care el este născut din nou. Mântuirea omului pleacă înainte de eternitate, de a fi vreo fărâmă din universul ăsta, când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au făcut planul acela măreț, în care au ales toate lucrurile cum să se desfășoare pe pământul acesta și în acel plan măreț, glorios, el a inclus ca să acorde har anumitor oameni din rasa care va cădea în Adam. Înțelegeți? Încă din veșnicie, încă din eternitate a făcut Dumnezeu planul ca oamenii să primească har. Definiția harului. Harul este un favor nemeritat, selectiv, arătat de Dumnezeu oamenilor. Îi mai spunem grațiere. Și cel mai bun exemplu este al lui Baraba, când este grațiat și este eliberat din temniță și un alt condamnat vine și îi ia locul, anume Domnul.
El nu a făcut nimic ca să-l merite. Alții au hotărât pentru el, lui doar i s-au deslegat lanțurile și l-au făcut slobod, datorită unei hotărâri din afară, la care el n-a luat parte, n-a influențat-o cu nimic. El merita pedeapsa de a fi omorât acolo împreună cu cei doi și răstignit. Deci, prin natura lui, harul este o grațiere, este un favor selectiv arătat, nemeritat oamenilor de Dumnezeu. Este ceva acordat contrar a ceea ce vede în omul respectiv. Și natura harului, să știți că pretinde că acesta nu poate fi meritat. Deci, dacă cineva vă definește harul ca fiind un merit, el nu vă vorbește despre har. Deci, în natura lui, prin definiția lui, harul este o grațiere, un favor făcut nemeritat și niciodată nu este acordat pe vreun merit. Înțelegeți? Lucrul ăsta este foarte important ca să-l ținem minte. Pentru că Scriptura spune în Romani 11 cu 6 și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Almintere, harul n-ar mai fi har și dacă este prin fapte, n-ar mai fi prin har, almintere, fapta n-ar mai fi faptă. Înțelegeți? Sunt lucruri opuse, sunt lucruri care sunt contradictorii. Ori e har, ori e fapte. Înțelegeți? Domnul nostru mântuiește prin har suveran și gratuit, nu mântuiește prin vreo faptă făcută de om. Motivul pentru care trebuie neapărat să știm definiția harului. Motivul este următorul. Să înțelegem prin har ceea ce cuvântul inspirat definește. E foarte important să știm definiția. Din cauza asta, să știți că există atâta confuzie și atâta neclaritate în ceea ce privește mântuirea oamenilor și foarte mult sugerează o mântuire prin fapte. Trebuie să cunoaștem definiția harului ca toți să vorbim aceeași limbă teologică și să nu vorbim una și să ne înțelegem separat. Asta este cea mai mare greșeală. Și din păcate suntem nevoiți astăzi ca atunci când vorbim cu oamenii din Scriptură, întâi să definim termenii cu care discutăm, ca să ne înțelegem corect lucrurile pe care le exprimăm. Vedeți, într-atât s-a ajuns încât să ne apucăm să definim termenii cu care lucrăm, cu care discutăm cu oamenii. Mulți mărturisesc o mântuire prin har, dar din păcate când predică vorbesc despre o mântuire prin fapte și de asta este necesar ca să cunoaștem foarte bine și să avem fixat bine în minte definiția cuvântului har. Acum, pentru a exemplifica harul și a înțelege harul mai bine, aș vrea să luăm câteva întrebări care circulă astăzi în lumea teologică sau câteva gânduri ca prin intermediul acestor întrebări să provocăm conștiința fiecăruia să gândească ceea ce este harul și să își dea seama ca să poată compara atunci când aude pe alții vorbind despre har și când aude predici pe tema harului. Am stat și m-am gândit în direcția aceasta, ce întrebări să ridicăm ca oamenii să înțeleagă cel mai bine ceea ce noi vrem să transmitem ca fiind harul. În primul rând, cine este autorul care ne acordă har mântuitor? E un lucru simplu. Foarte mulți astăzi vin și spun că biserica e cea care acordă har prin intermediul clerului hirotonit. Alții vin și spun că preotul este singurul care îți poate da har. Alții vin și spun pe baza Scripturii că este Dumnezeu. Alții vin și spun că Maria poate da har sau sfinții sau vreun înger din ceruri sau arhanghel îți poate da har. Noi trebuie să cunoaștem prin intermediul Scripturii cine este cel care dă har și prin intermediul Scripturii autorul harului acordat este totdeauna Dumnezeu. Pentru că acolo spune în el, Dumnezeu ne-a dat. Înțelegeți? Când a fost acordat acest har al lui Dumnezeu? În momentul când se pocăiește omul, odată cu căderea lui Adam în păcat, sau
înainte de întemeierea lumii. Păi harul, așa cum am citit de acolo din Efeseni, a fost acordat încă înainte de întemeierea lumii. Harul nu este acordat în momentul în care omul crede de Dumnezeu. Harul a fost acordat înainte. Înțelegeți? Nu Dumnezeu a venit cu un plan B ca omul să fie salvat după cădere. Harul este acordat înainte de veci. Harul este dat condiționat sau este acordat într-un mod suveran de Dumnezeu, fără să fie influențat de cineva din afară? Asta înseamnă suveran. E acordat condiționat, pune Dumnezeu condiții oamenilor ca să le acorde har? Nu pune, da? El este acordat necondiționat. De aceea, în Efeseni, în capitolul 1, acolo spune că el a acordat har după bunul său plac. Înțelegeți? Haideți să și citim. În Efeseni spune în felul următor: El ne-a rânduit mai înainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale. Versetul 5, 1 cu 5. Deci, după buna plăcere a voii sale. Ăsta este harul care este acordat, după bunul său plac. Nu după ceea ce prevede în om sau după ceea ce omul acționează ca să-l influențeze cumva pe Dumnezeu și Dumnezeu să-și întoarcă fața către el și să îi acorde har. Omul nu poate să facă nimic pentru a obține sau a dobândi harul. Unii astăzi vin și îi insuflă omului ideea că trebuie să faci fapte bune ca să primești har de la Dumnezeu. Trebuie să faci nu știu câte milostenii sau să mergi la nu știu ce mănăstiri sau să dai ocol bisericii în genunchi ca să primești har din partea lui Dumnezeu. Harul nu se acordă așa. Harul este o grație, este un favor nemeritat pe care Dumnezeu îl face în privința mântuirii. Doar Dumnezeu este cel care acordă har și el îl acordă după bunul său plac. Vreau să subliniez lucrul ăsta. Nu după ceea ce ar vrea omul. Noi am vrea ca Dumnezeu să acorde har la cât mai mulți oameni din universul ăsta și să fie salvați. Dar noi nu putem să influențăm pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta. El este cel care a hotărât cui să acorde și pe cine să omită de la acordarea harului. Pentru că el este dat într-un mod suveran de Dumnezeu. Cui a fost acordat harul? O altă întrebare pe care aș vrea să o dezbatem astăzi. Cui a fost acordat? Harul mântuitor, să știți că a fost acordat doar acelora pe care Dumnezeu i-a ales înainte de întemeierea lumii și le-a scris numele în cartea vieții mielului înjunghiat. Nu toată umanitatea are parte de har. Harul nu a fost o ofertă pentru toată umanitatea ca umanitatea să aleagă dacă vor sau dacă vor să respingă oferta lui Dumnezeu. Harul a fost acordat doar celor aleși, pentru care pe care Tatăl îi alege, Fiul moare pentru ei și Duhul și angajamentul să vină și să îi nască din nou. Dacă toți ar avea parte de har, să știți că toată rasa lui Adam, tot ce a ieșit din Adam, toți ar fi scăpați din pierzare veșnică. Înțelegeți? Dacă toți ar fi avut parte de harul lui Dumnezeu. Induce Scriptura ideea că harul este o ofertă acordată tuturor oamenilor, dar vor beneficia de el doar aceia care acceptă oferta. Cea mai populară predică astăzi este aceasta: Dumnezeu are har, el este bun, el este îndurător, are o milă nesfârșită și el oferă. Harul este doar o ofertă. Da? Dumnezeu nu vine și îți bagă pe gât har, Dumnezeu nu vine să te ia cu arcanul și să te mântuiască împotriva voinței tale, spun ei. Și Dumnezeu este cel care
nu intervine, practic, să treacă peste voința suverană a omului. El vine și îl oferă. Cine vrea bine, cine nu, rămâne fără har. Să știți că această idee a faptului că harul este o ofertă este greșită din următoarele motive și aș vrea să vă enumer motivele pentru care harul nu este o ofertă. Primul motiv este că definiția harului nu te lasă să privești harul ca pe o ofertă publică. Niciunde. Pentru că, așa cum am spus, definiția este că harul este un favor făcut nemeritat, acordat contrar a ceea ce Dumnezeu vede în om. Deci, din cauza asta, prin însăși definiție, pică oferta. Dacă ar fi o ofertă publică, ar trebui să ți se spună și cum poate fi obținută. E normal ca să se facă lucrul ăsta. Înțelegeți? Că dacă e public, este o ofertă, trebuie să-ți prescrie și mijloacele de a-ți însuși oferta respectivă. Nu ar mai putea fi privit ca acordat după bunul său plac, în mod suveran de către Dumnezeu, dacă ar fi o ofertă. Versetul care l-am citat de aici spune în felul următor: ne-a predestinat să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Deci după buna plăcere a voii sale. Harul a fost dat și alegerea a fost făcută după bunul său plac. Și dacă ar fi o ofertă, ar pica ideea de har. Omul este privit ca având capacitate să caute pe Dumnezeu și să-L aleagă și să primească oferta harului. De asta avem mereu ideea aceasta că harul este o ofertă. Pentru că omul este privit ca fiind născut, nu mort în greșeli și în păcate, ci cu capacitatea de a putea să facă alegeri spirituale în privința propriei mântuiri. Și din cauza asta să știți că oamenii vin cu ideea de har privit ca o ofertă. Harul nu este o ofertă. De multe ori se predică ilustrația următoare când e vorba despre har ca o ofertă. Și asta poate o să mai auziți. Este ca și când cineva ar ieși pe stradă cu un teanc de bilete de cinema, s-ar posta în fața cinemaului și ar face oferta. Cine vrea să primească biletul, să intre cu el și să vizioneze filmul de la cinema împreună. Și aici depinde de fiecare care voiește sau care respinge oferta respectivă. Biletele au fost plătite de un domn generos care dorește ca mulți din trecători să îi împărtășească bucuria de a urmări spectacolul împreună. Și toate depind de tine dacă vrei să accepți harul acesta gratuit pe care ți-l face sau dacă tu nu vrei. Problema este că ilustrația asta pierde din vedere cel mai important amănunt pe care îl prezintă Scriptura, și anume faptul că noi ne naștem morți în greșelile și în păcatele noastre. Și datorită acestui principiu nu poți să vii cu o astfel de ilustrație. Cea mai potrivită ilustrația ar fi să mergi cu biletele respective la cimitir, într-un cimitir, și să faci oferta celor care sunt acolo în morminte. Și dacă vreunul dintre ei ar opta ca să meargă să vadă filmul împreună cu tine, atunci da, atunci ar fi valabilă oferta respectivă. Înțelegeți? Dar oferta asta nu stă în picioare datorită faptului că ei exclud ideea că omul este mort în greșele și în păcatele lui și nu poate face nicio alegere pe parte spirituală. Înțelegeți? Și din cauza asta pică ideea lor de ofertă. Din ce motiv a acordat Dumnezeu har aleșilor săi?
I-a văzut că eu o să aleagă harul, i-a văzut că o să creadă și o să pocăiască și drept consecință le-a acordat har, a prevăzut el că ei o să facă fapte bune și a hotărât drept consecință să le acorde harul. Au fost ei mai frumoși sau mai inteligenți decât ceilalți care n-au primit harul și au fost omiși? Nu. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Motivul este găsit totdeauna, să știți, în iubirea lui veșnică și în bunul său plac. Așa cum spune aici în Efeseni, că El este Cel care a făcut lucrul ăsta, i-a ales necondiționat și spune că în El am fost făcuți moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale. Deci, după bunul său plac, ca să slujim de laudă gloriei sale. Deci, fără merit. Dacă vreunul ar avea vreun merit, n-ar mai sluji de laudă slavei harului său. Înțelegeți? E foarte simplu lucrul ăsta. De priceput. A acordat Dumnezeu har aleșilor, deoarece erau mai meritoși decât cei care au fost omiși și trecuți cu vederea? Biblia spune clar nu, deoarece toată masa de lut sau frământătura, cum îi spune în Roman capitolul 9, din care Dumnezeu a hotărât să facă pe unii vase de cinste și vase de ocară, toată frământătura asta era privită ca și căzută. Dacă nu era privită ca și căzută, nu li se putea acorda har unora. Ăsta este versetul, să știți, care e cheița întregii înțelegeri a alegerii, a predestinării, a harului acordat. Oamenii toți au fost văzuți ca și căzuți. Din păcate, astăzi predicatorii spun că nu sunt priviți ca și căzuți, ci sunt priviți meritoși. Unii vin și spun că sunt la punctul zero în care pot să facă o alegere. Chiar dacă a căzut Adam, ei sunt la punctul zero și pot să facă o alegere spre viață sau spre moarte. Ideea este, pe care o desemnează Scriptura în Roman 9, că toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și niciunul nu este bun și niciunul nu poate să facă o alegere în privința asta. Uitați ce spune în Roman capitolul 9 cu 21. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Ba da, stăpânul este stăpân. Dumnezeu este stăpân pe lut. Lutul este privit ca și căzut. Dacă ar fi într-o stare bună, n-ar mai fi nevoie să li se arate har, favor nemeritat. Înțelegeți? Aici este cheița înțelegerii alegerii și a predestinării, după bunul său plac. Ei sunt priviți ca și căzuți. Dacă Dumnezeu nu intervenea și îi lăsa în starea în care erau, toți mergeau în pierzare eternă, în iazul de foc. Faptul că Dumnezeu a arătat milă și îndurare și s-a milit de unii de acolo și a scos un număr imens de mare, ăsta este harul, ăsta este favorul nemeritat de care spunem. Și de aia noi lăudăm pe Dumnezeu toată veșnicia pentru harul minunat pe care ni l-a făcut parte în Domnul Iisus Hristos. Nu fără Hristos, ci în Hristos. De ce în Hristos? Pentru că Hristos, Domnul, a venit să fie pedepsit pentru nelegiuirile lor, ca El să îndeplinească dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu altfel s-ar fi revărsat peste noi și ne-ar fi pedepsit pe noi pentru păcatul nostru. Dar El este substitutul sau înlocuitorul sau jertfa de ispășire pentru păcatul nostru. S-a găsit o jertfă de ispășire și datorită faptului că l-a pedepsit pe El, suntem noi absolviți. Și dreptatea lui Dumnezeu s-a revărsat peste El, l-a pedepsit pe El, ca noi să nu mai fim pedepsiți și nouă să ni se arate har și grațiere. Sau grațiere, milă și îndurare. Înțelegeți? Ăsta este harul. Ăsta este favorul nemeritat pe care Dumnezeu îl acordă gratuit și suveran, contrar a ceea ce vede în om. Și de aia oamenii toți îl vor lăuda o veșnicie. Pentru că El așa a găsit cu cale să mântuiască fără fapte pe oameni, după bunul său plac, intervenind într-un mod suveran,
și făcând toate ca ei să fie salvați complet și odată pentru totdeauna. Acum, se poate lăuda sau se poate mândri cel ce primește har față de cei ce n-au primit. Poate el să spună că este mândru sau că este el mai bun decât celălalt. Niciodată, să știți, cel care înțelege definiția harului corect, niciodată nu va avea cu ce să se laude în privința asta a mântuirii. Din contră, toți care înțeleg harul corect vor veni și vor spune că suntem păcătoși, am fost păcătoși, păcătuim și după ce ne mântuiește Domnul, dar ne dorim să trăim o viață sfântă și curată, lepădându-ne zilnic de păcat, mărturisindu-l și încercând să nu-l mai facem în viața noastră și să trăim cât mai curat și mai plăcut în ochii lui Dumnezeu și în ochii oamenilor. Nimeni să știți că nu are cu ce să se laude dintre cei care au primit har. Care ar trebui să fie atitudinea? Ar trebui să fie ca cea exprimată de Pavel în Romani 9:3, unde spune: căci aproape doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei și pentru rudele mele trupești. Asta este atitudinea corectă a unuia care înțelege ceea ce înseamnă har pe deplin și îl experimentează în viața lui. Asta înseamnă har. Te îndeamnă harul să trăiești într-un păcat continuu? De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că foarte mulți astăzi, când te-a pus să le explici ce înseamnă harul, când te-a pus să le explici despre alegere, despre predestinare în Hristos, vin și spun: păi dacă e așa, ce rost are? Da? Poți să trăiești cum vrei, poți să faci ce vrei, că Domnul oricum tot te mântuiește pe tine dacă tu ești ales. Tocmai asta vrem să scoatem în evidență. Că cine a ajuns la cunoștința asta fuge de păcat. Și omul acela se ferește ca să mai trăiască în păcat. Într-un păcat continuu trăiesc doar cei care au o natură neregenerată și sunt în vechea natură păcătoasă. Noi ne ferim. Cine rostește numele Domnului spune că trebuie să se și depărteze de fără de lege. Și noi nu păcătuim ca să se mulțească harul față de noi. Cine vine cu ideea asta este exact pe poziția veche a acuzatorilor lui Pavel împotriva harului acordat de Dumnezeu. Înțelegeți? De asta trebuie să cunoaștem ceea ce înseamnă harul și să învățăm corect pe oameni ceea ce este harul. Cel care este mântuit și a înțeles harul spune la fel cu ca Pavel către Timotei că harul ne îndeamnă să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, așa cum îi scrie în Tit 2:11 și 12. Înțelegerea corectă a harului te îndeamnă să mai predici Evanghelia? Dacă nu poți să faci nimic și să obții har, spun ei, de ce să mai predici și altora, să-i descurajezi ca să nu mai vină niciunul la pocăință? Mi s-a zis de atâtea ori că n-are rost să le mai predici Evanghelia, că oricum o să fie mântuiți care sunt aleși. Da? Păi tocmai asta este, că Domnul a ales prin intermediul predicării Evangheliei ca Evanghelia să ajungă la ei să fie mântuiți. Dacă nu le predici Evanghelia, nu vor fi mântuiți. Și noi de asta suntem obligați ca să predicăm Evanghelia. Este o poruncă pentru fiecare dintre noi să mergem să spunem Evanghelia semenului nostru ca și el să fie salvat. Din cauza dragostei pe care le-o purtăm oamenilor, trebuie să le spunem Evanghelia. Gândiți-vă, este ca și când ai avea un medicament în buzunar și știi că toți ai lăsat sunt pe moarte, dar tu nu-i dai medicamentul, tu-l ții pentru tine și numai pentru tine. Sau îl iei și-l arunci, da? Sau îl îngropi undeva în pământ. E o dovadă de dragoste asta față de semen? Nu. Din contră, cu cât spui mai mult, cu atât arăți că ai dragoste mai mare față de ei. Și să știți că cei mai mari teologi și predicatori sau evangheliști ai lumii acestea au fost cei care au crezut în alegere și în predestinare. Și au crezut în justificarea prin credință și nu prin mântuirea prin fapte. Ei au fost cei mai mari evangheliști ai lumii.
care au crezut harul suveran și gratuit pe care Dumnezeu îl acordă într-un mod biblic. Nu o mântuire prin fapte, nu o mântuire care nu se știe dacă o ai pe parcursul vieții și pe care o poți pierde foarte repede, cum o predică ei, că o poți pierde mântuirea. Cei mai mari evangheliști au fost unii care au crezut harul și au acționat în consecință. Cei care n-au înțeles harul au avut o viață și o practică pe măsură, plină de frică, plină de nesiguranță și de îndoiel cu privire la mântuirea lor, cât și la destinul lor etern. Foarte mulți astăzi, dacă vii și întrebi, ești tu mântuit? Păi Domnul știe. Tu trebuie să știi dacă ești mântuit sau nu, nu Domnul. Domnul oricum știe toate, da? Dar tu, dacă ești născut din nou, trebuie să știi că ești născut din nou. Nu poți să spui că nu ești. Decât dacă nu ești, trebuie să fii sigur pe ceea ce crezi și în cine crezi. Trebuie să fii sigur. Pentru că El, în Cel care credem, a promis o salvare eternă. Pe baza meritelor jertfei de la Golgota, nu pe baza meritelor noastre sau faptelor făcute de noi. Asta este ideea care o transmite Harul. Prin ceea ce face Hristos, nu prin ceea ce fac eu. Te îndeamnă Scriptura să predici mântuirea har plus fapte, adică Dumnezeu și-a făcut partea Lui, iar acum tu trebuie să faci partea ta în salvarea sufletului. Te îndeamnă Scriptura la o astfel de evanghelie? Niciodată nu îndeamnă Scriptura la astfel de lucruri. Pentru că cele două lucruri sunt opuse, să știți, sunt ca uleiul și apa. Nu se pot îmbina. Ori e prin fapte mântuirea, ori este prin har. Ori prin ceea ce a făcut de la A la Z Hristos, ori prin ceea ce faci tu. Nu se poate să fie și una și alta, sau să le combin. Din păcate, astăzi se spune, dacă vrei să fii mântuit, fă-i un pas către Dumnezeu. Dacă vrei să fii mântuit, fă-ți partea ta în mântuire, că Domnul și-a făcut-o deja pe-a Lui. Astfel de lucruri nu le veți găsi niciunde în Scriptură, să știți. Niciunde nu spune Scriptura că tu trebuie să faci ceva ca să fii mântuit. Din contră, oamenii care n-au înțeles harul vin și spun că tu trebuie să faci ceva ca să fii mântuit. Scriptura spune că Hristos a făcut totul. Sângele Său care a fost vărsat a fost plata făcută pentru păcat, pentru toate păcatele tuturor aleșilor. Omul nu mai contribuie cu nimic. Dacă ar contribui cu ceva, înseamnă că Domnul n-ar fi făcut o ispășire completă, ci ar mai fi lăsat loc acolo pentru un procent sau mai multe pentru ceea ce face și omul. Și atunci ai avea o mântuire har și o mântuire prin fapte, da? Care îmbinată îți dă salvarea veșnică a cuiva. Dar ideea este că dacă e prin har, atunci nu mai e prin fapte. Alminterea harului n-ar mai fi har și dacă este prin fapte, nu mai este prin har, alminterea fapta n-ar mai fi fapte. Da? Ar fi socotită ca și har. De asta trebuie să învățăm foarte bine aspectele astea. Ori e prin har, ori este prin fapte mântuirea. Te lasă harul să crezi că dacă este acordat gratuit, se datorează dreptății lui Dumnezeu? Foarte mulți astăzi să știți că vin și predică că Dumnezeu este drept. Și într-adevăr, Dumnezeu este drept. Dar mântuirea oamenilor, să știți că nu se datorează dreptății lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu, fraților, întotdeauna în Scriptură arată către pedepsirea păcatului. Din contră, mila și îndurarea lui Dumnezeu arată către har. Pentru că noi n-am beneficiat de har datorită dreptății lui Dumnezeu, ci milei și îndurării, așa cum zice aici în Romani. Uitați ce zice. Haideți să citim din capitolul 9, de la 10. Zice în felul următor. Ba mai mult, tot așa a fost și cu Rebecca. Ea a zămislit doi gemeni, numai de la părintele nostru Isaac, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră și încă nu făcuseră nici bine, nici rău, și ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii,
Cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Și acum începe Pavel și zice, de ce vom zice în privința alegerii între cei doi gemeni? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, zice Pavel. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea și nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Vedeți? Nu contează de cine vrea sau de cine aleargă. Aici include fapte și voință liberă, cum o denumesc arminienii, exersată. Nu contează asta. Accentul și reflectorul este pus pe milă și pe îndurare. Vedeți? Între doi gemeni s-a făcut o alegere înainte de veșnicii. Prin har. Ce? E Dumnezeu nedrept? Nu. Pentru că El nu alege pe baza dreptății. Pentru că dacă îi privea doar prin atributul dreptății, amândoi, și Iacov și Esau, erau la fel. Trebuiau să fie pedepsiți pentru păcatele lor. Dar mila și îndurarea biruiește judecata. Și harul este acordat pe baza milei și îndurării celorlalte atribute ale lui Dumnezeu. Și de asta spune că dă exemplu aici cu Moise. Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă. Asta arată către mântuire, către har, către îndurare. Înțelegeți? Deci, nu, harul nu se acordă datorită dreptății lui Dumnezeu. Poate fi mântuit cineva prin har, fără faptele legii lui Moise? De ce întreb lucrul ăsta? Sunt foarte mulți astăzi care vin și spun, bine, bine, dar cum să te mântuiască Dumnezeu dacă tu nu ții cele 10 porunci? Sau decalogul lui Moise, sau o parte din legea lui Moise? Fie ceremonială, fie morală, fie ceva și din sărbători, sau mai ales sabatul. Poate Dumnezeu să te mântuiască fără lucrurile astea? Să-ți acorde har? Păi tocmai ce vorbeam. El nu acordă har pentru că vede că omul e înclinat să țină sau să facă anumite lucruri de sub lege. Nimeni nu este mântuit prin legea lui Moise, să știți. Însuși Moise, care le-a dat legea, a fost născut din nou înainte de lege cu peste 40 de ani. Moise, când a omorât pe egiptean și a fugit în pustie, Moise era mântuit. Vreți să vă citesc versetul? Hai să vi-l citesc, să nu rămâneți în neclaritate. În Evrei, ia uitați ce zice. Versetul, hai să citim de la 24, 11 cu 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și acum zice, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă a păcatului. Și acum zice, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Și prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Vedeți, el când a părăsit Egiptul, Moise credea în Mesia, în Hristos. Asta spune Scriptura. Nimeni, să știți, că nu este mântuit prin faptele legii lui Moise. Nimeni. Harul nu se acordă pe baza faptului că ține legea cineva. Nu se acordă har pe baza asta. Mântuirea totdeauna, să știți, că a fost prin credința în Mesia care avea să vină. Și toți sfinții Vechiului Testament, începând de la Adam, de la Abel, de la Set, de la Enoch, de la Noe, de la Metusalah, de la Avram, Isaac, Iacov, până la Moise, inclusiv Moise, Iosif și toți ceilalți sfinți, toți au crezut prin Mesia care avea să vină. Toți au crezut în Hristosul care avea să vină. Toți care au prins legământul mozaic, toți de sub legământul mozaic, n-au fost mântuiți prin legea lui Moise. Au fost mântuiți prin credința în Mesia, chiar dacă erau sub legea lui Moise. Legea lui Moise îi
îi direcționa către o slujire corectă în timpul legământului de atunci, că trebuia să aplice un anumit standard pentru închinare și slujire. Și în felul acela erau acceptați prin jertfe și prin toate lucrurile care erau tot o oglindă spre Mesia care avea să vină în viitor. Dar niciunul dintre ei, să știți, că n-a fost mântuit decât prin har. Lui Noe spune că i s-a arătat milă. În ebraică acolo cuvântul este hen. I s-a arătat har lui Noe. Și din cauza asta Noe a fost socotit neprihănit în timpul vieții lui și a fost un propovăduitor al neprihănirii. Înțelegeți? Pentru că Noe a primit har gratuit și suveran în Hristos, fără să privească la faptele lui, la ce a făcut înainte de a fi mântuit și la ce a făcut în viitor după ce a fost mântuit. Pentru că asta e definiția harului. Dacă Domnul n-ar acorda har, nimeni n-ar putea să stea în picioare și nimeni n-ar sta în ziua aceea de la urmă în fața lui Dumnezeu ca mântuit. Niciunul. Doar prin intermediul harului acordat de Dumnezeu. Prin har suveran și gratuit. Nu există mai multe moduri de mântuire. Prin conștiință, prin lege, prin alte lucruri. Există un singur fel de mântuire și o singură cale de mântuire. Există un singur mod prin har, o singură cale prin Hristos. Sau prin Mesia, cum îi spuneau, sau prin Iisus Hristos, după ce vine pe pământ și se întrupează. Poate știi vreun om dinainte dacă i s-a făcut parte de har înainte de veșnicii sau nu poate ști? Ce credeți? Poate el ști înainte de a fi mântuit. Nimeni, să știți, că nu știe înainte de a fi mântuit dacă va avea parte de har pe pământul ăsta sau nu. Chiar dacă aude predicându-se despre har. De ce? Pentru că nimeni n-a fost prezent la sfatul lui Dumnezeu și nu și-a văzut numele când a fost scris în cartea vieții. Înainte de veci. N-a fost nimeni prezent din umanitate, nici îngerii nu erau creați, nu era nimeni acolo. Înțelegeți? Deci nimeni nu poate. Dar omul poate afla în momentul în care Dumnezeu îl naște din nou. Și el atunci este sigur că este unul dintre aleși, pentru că altfel Dumnezeu nu i-ar fi aplicat nașterea din nou. Consecința alegerii înainte de eternitate este că omul acela, într-o anume zi, în viața asta pe pământ, va fi regenerat. Și el atunci își dă seama că Dumnezeu s-a milit de el înainte de veci, că l-a prins în planul său de mântuire, că i-a scris numele în cartea vieții, că Domnul Hristos a murit pentru el, că el a fost chemat, a fost îndreptățit și este socotit, glorificat, așa cum spune în Roman capitolul 8, acolo de la 28 în jos. Ăsta este harul. Acum, să știți despre har, că harul te lasă fără merit personal în salvarea propriului suflet. Cine înțelege harul, înțelege și partea asta. Te lasă fără vreun merit și întotdeauna vei arăta că meritul este doar și doar al lui Dumnezeu și nu al tău. Nu tu ți-ai făcut partea ta și Dumnezeu pe-a lui, când e vorba de har. Harul este întru totul favorul nemeritat acordat de Dumnezeu într-un mod suveran, după bunul său plac. Și asta te va îndemna să spui că n-ai niciun merit personal. Te face să-ți vezi incapacitatea umană de a veni la Hristos. Toți care spun că îi pot să vină, fără să țină cont de faptul că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l trage Tatăl, toți care cred că pot să-l vină, n-au înțeles ceea ce înseamnă harul sau nu li s-a explicat. Poate chiar dacă sunt mântuiți, n-au ajuns la cunoștința asta. Dar un om mântuit totdeauna își vede incapacitatea sa de a veni la Dumnezeu și de a fi mântuit. Unul care a înțeles pe deplin har. Te face să vezi ruina păcatului adamic în omenire și să înțelegi că ești lipsit, tu și toată rasa ieșită din Adam, rasa umană, este lipsită de slava lui Dumnezeu. Te face să înțelegi că nu ești la punctul zero, cum spun unii, în care să optezi sau să refuzi pe Dumnezeu, ci te afli în postura de vrăjmaș al lui Dumnezeu. Noi așa ne naștem. Ne naștem în postura de vrăjmaș al lui Dumnezeu, prinși cu toții în cursa diavolului. Niciunul nu este la punctul zero sau într-o relație de armonie cu Dumnezeu născut.
În păcat am fost zămislit de mama mea, spunea David. Nu că ar fost un fiu din curvie, ci e vorba acolo de păcatul strămoșesc. Omul se naște ca mânzul unui măgar sălbatic, zice în Iov, încăpățânat și îndărădnic când e vorba de lucrurile spirituale. De ce? Pentru că moștenim natura păcătoasă de la Adam. Înțelegeți? Din cauza asta. Și omul nu este într-o relație de armonie cu Dumnezeu când se naște. Și harul tocmai asta te învață. Că ai fost făcut vrăjmaș. Te naști vrăjmaș. Și doar mila și îndurarea lui Dumnezeu te ia și te strămută din împărăția întunericului în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. Și harul înțeles corect te lasă să înțelegi că dacă nu el face primul pas și nu are inițiativa mântuirea ta, tu vei fi pierdut pentru veșnicie. Asta te îndeamnă harul. Și asta am vrut să vă predic astăzi, despre har și despre faptul cum acționează Dumnezeu cu harul în relația cu copiii săi. Tu cum înțelegi harul? Ca pe o grațiere? Ca pe un favor nemeritat? Sau ca pe o ofertă? Sau ca pe ceva datorat? Dacă te gândești la astea din urmă, adu-ți aminte de grațierea lui Baraba. Și atunci o să înțelegi cel mai bine cum este harul. El este practic cel mai bun exemplu din Noul Testament. Era un om rău, era un om care călcase legea, era împotrivitor lui Dumnezeu și împotriva oamenilor, făcuse un omor în cetate, era un criminal și un tâlhar care fusese condamnat și își aștepta sentința. Omul acesta nu mai avea nicio șansă prin propriile lui puteri să fie salvat. Stătea în închisoare, în temniță, era legat de mâini și de picioare și își aștepta înfrigurat execuția. Datorită păcatului adamic și morții din punct de vedere legal în care ne naștem și morții sufletului, morții Duhului în noi și ruinei sufletești și ruinei fizice în care înaintăm odată cu înaintarea în vârstă, toate lucrurile astea să știți că își pun amprenta asupra noastră. Ne naștem morți în greșele și în păcatele noastre și ne naștem ca unii care suntem depărtați de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu intervine și dacă Dumnezeu nu este cel care face pasul către noi, noi niciodată n-am putea să ieșim din moartea asta spirituală și n-am înțelege harul lui Dumnezeu care este acordat într-un mod suveran și gratuit. Dacă nu-ți poți asemăna harul cu ceea ce spune Scriptura, nu ești grațiat încă din păcatele tale. Harul este un favor nemeritat făcut de Dumnezeu. Este acordat după bunul său plac. Nu este acordat în urma unor fapte pe care eu le fac. Niciodată, indiferent ce fapte am făcea noi, nu putem să îmbunăm pe Dumnezeu ca să ne acorde har. Dacă cineva ar face cele mai mari și glorioase fapte pe pământul acesta, n-ar putea să spună decât sunt un rob netrebnic și am făcut doar ce eram dator să fac. Niciunul n-ar putea să facă ceva care să-l provoace pe Dumnezeu să-i atragă milă și îndurare. Dacă Dumnezeu ar acționa pe baza acestui principiu, am avea o mântuire acordată prin fapte și nu una prin har. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune, să înțelegem ceea ce este harul, să pricepem ceea ce spune Scriptura în privința harului și să fim luminați cu toți și să îl slăvim pe Dumnezeu pentru câte a făcut pentru noi prin intermediul jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte să îl glorificăm și aici pe pământ și toată veșnicia pentru harul pe care ni l-a acordat într-un mod suveran și gratuit în Domnul nostru Iisus Hristos. Glorie Lui! Glorie Lui! Amin!